asta poveștilor. Mama îmi spune povești din secolul trecut, de când erați voi mici. De exemplu, Roast Scufița Roșie. Totuși acest personaj mi se pare că are un coeficient de inteligență la nivel de asistentă TV. Probabil aveți... Scufița Roșie, așa. Probabil aveți senzația că am zis ceva foarte urât despre asistentele TV. Nu vă înșelați! Ce colț are! Mămica ei îl trimite la bunicuța cu un coșuleț. Ce îi trimite bunicii? Cozonac și vin pentru că e bolnavă. Niște prafuri, buline, doctorii, nu i-ar fi trimis. Ce învăț eu de aici? Cum am răcit un pic. Dă-mi, mami, niște vin roșu, că parcă am un pic de febră. E mai sănătos. Acțiunea poveștii se petrece de Paște. Ne dăm seama după cozonac. Dacă era Crăciun, povestea se numea Căciula de blană roșie sau Parpalacul roșu. Bun! Deci era Paștele. Mămica o trimite cu cozonac cu vin pentru că era bolnavă. De alcoolism, probabil. Mamă, e un fel de roast al scufiței. Ea merge prin pădure, într-o lume normală. Aici ar fi intervenit protecția copilului și mămica scufiței era decăzută din drepturile părintești. Wow. Corect, corect. Dar nu, fetița merge ce merge și apare lupul. Ea nu se sperie, ceea ce e bine. Iar lupul o întreabă: unde mergi, scufițo? Deci se cunoșteau. Altfel îi spunea: alo, nu te supăra! Sau: Duduie, fiți amabilă! Așa ne dăm seama că se mai văzuseră, pentru că nici ea n-a fost surprinsă. Wow, ce... că lupul vorbește. Adică, hai să ne închipuim. Merge Dorian, popa la sală, oh, și apare Elvis, care îi spune: îmi place cum cânti. Nu te șochează? Ba da, cum ar putea să-i placă? Bă, Johnule, eu nu știu dacă nu cumva noi nu participăm aici la roast-ul scufiței roșii, pentru că avem toate coordonatele de roast. Scufița e luată în balon, săraca, și văd că pe rând ușor, ușor ne ia și pe noi, domnișoara de peșteră. În acest moment al poveștii, lupul îi arată scufiței niște floricele și o pune să le culeagă. În timp ce el fuge primul la casă la bunică. Planul lui era clar, nu vă ținu suspans. El voia să rămânânce pe amândouă, dar de ce se duce mai întâi la bunică? O mănâncă și apoi așteaptă pe scufiță, când putea mai întâi pe ea să mănânce pădure și apoi să meargă lejer spre casa bunicii. Pentru că avea și el bucuriile lui. Îi plăcea să se îmbrace în haine de femeie bătrână. Deci ai chiut. Deci IQ 35 rămâne să adune floricele și lupul merge spre casa bunicii, pe care o mănâncă, se îmbracă în hainele ei și așteaptă. Vine scufița, aici se întâmplă celebra scenă. Scufița roșie se uită la lupul îmbrăcat în hainele bunicii și nu-și dă seama că nu e bunica. Nici după voce, nici după față. Cam ce dioptrie ar trebui să ai ca să ajungi în situația asta? Foarte bine. Vede oarecum ochii și urechile și întreabă de ce sunt așa de mari. Măi, fetițo, totuși eu nu pot îmbrăca ca bunica. Cum ar fi dacă ar veni domnul negru la emisiune și Lidia ar fi îmbrăcată ca Shakira? Uite, ar întreba de ce ai nasul așa de mare? E roast, mă! Mai lovit în punctul sensibil, e grav la linia. Nu, pentru că nu e frumos. Și ar însemna că și-a dat seama că e Lidia. Deci... nu pot să cred! Mă înghite și pe scufiță. Noroc cu vânătorul care trecea pe acolo întâmplător. Chipurile. Probabil o mai vizita pe bunică din când în când. Doamna asta care se mâna cu... Wow! Johnule! Mă rog, fiecare cu gusturile lui. El face un lucru extraordinar. Taie
iepur talpului și le scoate pe amândouă întregi. O bune, chiar. Bine, bunica era dezbrăcată pentru că hainele ei erau pe lup, dar pe vânător nu l-a deranjat. A umplut burta lupului cu pietre și l-a cusut la loc. Extraordinare și faptul că, deși a fost tăiat, au fost scoase două femei de acolo. A fost umplut cu pietre și cusut la loc, lupul nu se trezește. Doarme liniștit. Așa somn adânc, jur numai dacă ascultai ultima melodie a lui Pepe. Drop the mic! Mamă, e rostul scufiței și al juraților, zic eu. Și al prezentatorului. După care, speriat, lupul fuge și se neacă, pentru că se duce direct la apă. Fără nicio logică. Bine, el nu prea voia, dar dacă așa a scris autorul, a fost nevoie să se ducă. Și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Cu excepția bunicii, care era deja bătrână și avea ceva probleme de la alcool. Am scăpat. Foarte frumoase poveștile astea. Cred că sunt pregătite pentru filmele de groază. Vă rog, nu spuneți mamei că sunt aici. Vrea să-mi spună Albă ca zăpada. E cu o doamnă care vorbește cu oglinda și cheamă un vânător să-i aducă inima. Hai că vă las, mă duc să văd Casa Bântuită. Mi se pare comedia pe lângă toate poveștile astea. Wow. Și acum pleacă, ne-a lăsat așa.